Bună dimineața, prieteni! Astăzi, 11 septembrie, suntem la camping Vulcanii Noroioși. O dimineață extraordinară. Un loc minunat. Un răsărit superb. Un loc unde revin cu drag. Un loc unde se mănâncă foarte bine. La Șopron mai exact. Ciorbă de cucoș, cânați de pleșcoi, sărmăluțe, toate făcute ca la mama acasă. Aici un bar unde se poate servi renumitul lichior de mentă și cătinata. Pentru cei care încă n-au ajuns în acest camping, vă așteptăm. Din acest camping se pleacă direct către Vulcanii Noroioși. E de mers pe jos un kilometru, maxim 2. Campingul asigură toate facilitățile, toate utilitățile. Bonjour.
ca tarif 65 de roni. De rulotă cu curentul inclus. Foarte mulți străini. Vedem doar bijuterii 4x4. Drumul l-am mai reparat un pic, l-am mai cârpit. Se mai lucra la el acum, când am venit noi. Avem aici administratorul, un om deosebit. Dacă ajungeți în camping, vă invit la șopron. O bucătărie tradițională, credeți-mă pe cuvânt. Dragilor, cam asta a fost scurta mea prezentare din camping Vulcanii Noroioși. Să o facem și o mică prezentare la toaletele amenajate acum.
Mai nou. Să venim și cu ceva nou. Ia să vedem ce au făcut și oamenii ăștia aici. Bună dimineața! Mă scuzați că vă pozez un pic, să vedem ce dușuri să vadă lumea. Serios? Pe mine așa, live, la mine? Da. Nu să vadă, măcar am o bucă, o cură, o țântă. Nu sunteți costumat adecvat, am înțeles. Da, am înțeles. Da. Oamenii îmbunătățesc de la an la an. Asta vreau să arat. Da, dragilor, dușuri, băi, toalete, la anul vor fi, wow, cu drag, Gianni. Din camping Vulcanii Noroioși, drumuri bune, aveți grijă de voi.